Ne mutăm în plan extern, doamnelor și domnilor, pentru că Rusia a anunțat că aproape a îndeplinit unul dintre obiectivele sale din Ucraina, demilitarizarea țării. Cel care a făcut anunțul a fost Dmitri Peskov. Purtătorul de cuvânt al lui Putin nu a ținut însă cont de faptul că ucrainenii au primit arme mai multe și mai bune decât la începutul războiului. Cu ele, armata Kievului își continuă în forță contraofensiva. Între timp, dezastrul de după distrugerea barajului Kahovka a lăsat urme adânci. Cel puțin 45 de oameni au murit și peste 3.000 au fost evacuați. Armata Kievului continuă contraofensiva, chiar dacă progresul este mai lent. Ucrainenii au aruncat în aer 4 depozite rusești de armament din regiunile Herson și Zaporojie. Avansul lor și faptul că pot ataca noaptea îi sperie pe militarii ruși, mai ales după ce au apărut și primele imagini cu un tank Challenger în acțiune. Chiar și așa, Kremlinul susține că și-a îndeplinit unul dintre marile obiective, demilitarizarea Ucrainei. Iar Ministerul Apărării de la Moscova spune că militarii săi au respins atacurile ucrainene din regiunea Zaporojie. Найбільш активні дії проходили на запорозькому направлінні. Противник силами до 3 батальйонних тактичних груп, усилених танками і бойовими бронированими машинами, під прикриттям димових завіс, предпринимав безуспішні попытки наступальних дій. Între timp, în satele și orașele inundate din regiunea Herson continuă operațiunile de curățare, iar voluntarii lucrează neobosit. Pompează apa din casele inundate, în timp ce distribuie oamenilor pâine și apă potabilă. Asta după ce adevărata amploare a ororilor comise de ruși a ieșit la iveală după retragerea apelor. Într-o localitate de pe malul controlat de trupele Moscovei au fost găsiți oamenii care nu au apucat să fugă de viituri, oameni pe care rușii îi consideră cetățenii lor. Cei care au supraviețuit se simt abandonați și nu iau partea nimănui. У нас никакой надежды. Мы просто вот сегодня прожили, и слава Богу. А больше ни один человек в мире, никто не понесет наказание за наши муки, за эту страшную катастрофу. Мы на Бога. Да. Только на Бога. Нет, никогда. Я не думала никогда. Это просто человеческое безумие, которое должно быть наказано. Ni s-a alăturat discuției și domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă și președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, cu plăcere! Domnule Bălăceanu, l-am văzut puțin mai devreme pe purtătorul de cuvânt al președinției ruse, care a declarat că obiectivul demilitarizării Ucrainei de la începutul războiului a fost aproape atins și se referea la faptul că Ucraina folosește mai puțin armament de producție proprie. Cu toate acestea are mai mult armament de standard NATO venit din partea Occidentului, așadar o declarație mai puțin logică, spun unii experți. Este un semnal al disperării rușilor că încearcă să inventeze tot felul de justificări pentru un succes pe care de fapt nu l-au atins? Dincolo de retorica care este sigur prezentă la Moscova și în cazul lui Peskov, există și o logică. Dacă plecăm de la ideea că demilitarizarea ar însemna, pe de o parte, consumurile pe care Ucraina le-a avut. Este aproape un an, peste un an, nu? Asistăm la un război de lungă durată, în curând va fi un an și jumătate, au avut pierderi în echipamente militare, consumuri mari de muniții, iar industria lor de apărare, lovită foarte des de către ruși, probabil are o producție mult mai scăzută. Ca atare, armata ucraineană acum se bazează pe ceea ce primește din Occident. Este dependentă de ceea ce livrează Occidentul. Ca atare, ar apărea o idee de o forță militară proprie mai redusă, cel puțin din punct de vedere al înzestrării, nu al efectivelor Ucrainei. Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerare că ajutorul occidental nu este nici de cum la dimensiunea pe care o solicitat-o ucrainienii. Drept dovadă că și acțiunile ofensive începute, acele direcții de contraatac în căutarea unei direcții favorabile pentru contraofensivă sau două direcții favorabile pentru contraofensivă, nu au un ritm de ofensivă excelent până la această dată. Deci este retorică,
dar trebuie să vedem dincolo de retorică și o realitate pe care o vom lua în considerare în perioadele următoare. De ce? Sprijinul occidental în echipamente, în muniții, în instruire rămâne esențial pentru a asigura capacitatea de eliberare a teritoriilor, vom vedea cât din ele vor putea fi eliberate, dar în același timp de a crea o forță Ucrainei, astfel încât, iată un gând al lui Putin, acea centură sanitară, care ar însemna o extindere a conflictului ca și scopuri teritoriale în afara sud-estului Ucrainei să nu se producă. Domnule profesor, așa cum îmi spunea și domnul general, este extrem de important ca Occidentul să își arate în continuare sprijinul și, de asemenea, liderii ucraineni au cerut mai mult armament. Reprezentanții Occidentului și-au declarat sprijinul și au spus că îl vor asigura. Întrebarea este însă, îl vor asigura la timp? Așa au spus că îl vor asigura la timp și să știți că din punctul de vedere al occidentalilor au îndeplinit toate cererile ucrainienilor. Au fost răspunsuri clare și răspicate oferite atât de politicieni cât și de militari care au arătat, de exemplu, că în luna aprilie 98% din cererile ucrainiene fuseseră satisfăcute, din cele asupra cărora se convenise, însă, să înțelegem. Ucrainienii cer întotdeauna mai mult, au cerut aviație. Vedem că acum principala problemă este lipsa sprijinului aviației, pentru că de data asta rușii au superioritatea aeriană. Este vorba de avioanele de vânătoare care atacă la sol trupele ucrainiene și de elicoptere de atac. Această superioritate contează foarte mult. Se vede de ce au insistat atât de mult ucrainienii pentru a primi avioane care să le permită să contracareze aviația rusească și rușii beneficiază în momentul de față de superioritate numerică clară. Deci au pregătit foarte bine această defensivă. Cu siguranță n-au reușit demilitarizarea Ucrainei. Trebuie să puneți totul într-un context, pentru că n-am discutat foarte mult în România despre prezența acestor reprezentanți ai statelor africane, conduși de președintele sud-african, la Kiev și la Moscova, care au venit cu planuri de pace. Inițial, vineri, respinse în mare parte de ucrainieni și apoi ieri respinse și de Vladimir Putin. Dar în acest context, Putin vine și lansează anumite idei. Prima idee că ucrainienii au refuzat un tratat de pace care fusese negociat la Istanbul în martie anul trecut și a doua aceasta a demilitarizării zonelor. Și în contextul ăsta se face declarația despre care vorbiți, care este pe de-o parte pentru publicul intern, pentru că rușii au prezentat ca un mare succes distrugerea unor tancuri și blindate, tancuri germane și blindate americane. S-a văzut că blindatele nu erau ele tocmai americane, ci olandeze, dar asta este un amănunt. Adevărul este că da, au reușit, pentru că au organizat apărarea foarte bine, dar pe de altă parte nimeni nu-și făcea iluzii că nu vor exista pierderi de partea ucrainiană. Ucrainienii, cum spunea domnul general, fac eforturi să găsească punctele slabe și încă nu au folosit grosul rezervei pe care o vor folosi la momentul în care vor detecta acele puncte. Dar timpul nu este în favoarea lor. Pentru că până la reuniunea NATO de la Vilnius vor trebui să dovedească că merită să primească o promisiune legată de intrarea în NATO. NATO este o alianță militară, deci Ucraina trebuie să dovedească militar acest lucru. Și trebuie să dovedească că toate cererile pe care le-a primit, totuși s-au cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru armamentul care a fost trimis Ucrainei, toate acele cereri trebuie făcute, trebuie să aibă și un impact pe front. Domnule Stanomir, spuneau inclusiv reprezentanții Statelor Unite ale Americii că în aceste momente Rusia este în avantaj în spațiul aerian datorită acelor elicoptere de vânătoare. Spunea și domnul profesor că acesta este motivul pentru care ucrainenii au insistat să primească mai mult armament pentru a contracara. Ar fi trebuit Occidentul să se grăbească cu avioanele F-16, cu rachete cu rază lungă de acțiune, mai lungă de acțiune decât până acum. Eu nu sunt militar și nu o să îi uzurp rolul domnului general. Eu, în calitate de civil, pot observa că este o chestiune politică, pentru că, într-adevăr, în momentul în care banii contribuabilului sunt cheltuiți, contribuabilii din țările occidentale doresc să vadă rezultate.
Contribuabilii ruși sunt o altă categorie. În raport de ei, președintele Putin are alte metode și are alte abordări. Nimeni nu cred că aștepta miracole de la această ofensivă, pentru că Federația Rusă a avut suficient de mult timp pentru a-și pregăti liniile de apărare. Și este clar că nu e un galop de sănătate, iar armata ucraineană nu este la nivelul de dotare al unei armate occidentale. Adică nu trebuie să ne imaginăm că va fi un fel de repetiție a scenariului din 1991-92, când americanii practic au pulverizat armata lui Saddam Hussein. Federația Rusă nu este totuși Irak, iar Ucraina nu sunt Statele Unite. Dincolo de asta, cred că trebuie să avem răbdare și să înțelegem că acesta s-ar putea să fie un război mai lung decât am crezut și că adevăratul scop al lui Vladimir Putin este dublu. Pe de o parte, consolidarea câștigurilor teritoriale și pe de altă parte, crearea unei falii între ucraineni și aliați occidentali, frustrând practic atacurile ucrainene din acest moment. Pentru că pe măsură ce rezultatele se fac așteptate, aliații vor deveni mai reticenți cu privire la sprijinul lor. În privința NATO, aici chestiunile sunt deosebit de delicate din punct de vedere politico-militar, pentru că orice țară care este admisă în cadrul acestei alianțe beneficiază de acea faimoasă garanție împotriva unui atac extern. Chestiunea e delicată pentru că deja granițele Ucrainei nu mai sunt cele recunoscute internațional, ele sunt de iure cele recunoscute, de fapt ele nu sunt cele recunoscute, sunt granițe fluide, în mișcare, în funcție de obiectivele militare, încât s-ar putea să asistăm pe termen mediu și lung la un scenariu în care, cu tristețe o spun, măcar o parte dintre granițele stabilite ilegal și dictatorial și pirateresc de Federația Rusă să se mențină. Și practic această mutilare teritorială a Ucrainei să fie imposibil de eliminat în totalitate. Cel puțin cazul Crimeei este un caz foarte delicat și este foarte dificil de văzut cum Crimeea va putea fi eliberată. Vă mulțumesc foarte mult, vom continua discuția și de la ora 22, când avem informații despre cine s-a aflat în spatele exploziei de la barajul Kakhovka și un avertisment lansat în ultimele ore de Vladimir Putin legat de armele nucleare. Revenim imediat. Am revenit în direct la ediția specială, doamnelor și domnilor, cu avertismentul lui Vladimir Putin, care a anunțat că Rusia a trimis deja primele focoase nucleare în Belarus. Restul urmează să vină până la finalul anului, susține dictatorul de la Kremlin, care transmite Occidentului că nu poate provoca o înfrângere strategică Rusiei. În replică, președintele american Joe Biden l-a numit iresponsabil pe Vladimir Putin după noul rând de amenințări nucleare ale președintelui rus. И, как вы знаете, мы вели переговоры с нашим союзным государством, с президентом Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Domnule general, armele nucleare trimise de Rusia în Belarus sunt un avertisment pentru Occident, a declarat Vladimir Putin. Nu este prima dată când face o astfel de amenințare, de altfel, în ultimele luni, mai mulți lideri ruși au lansat, sub o formă sau alta, un avertisment similar. De ce insistă Putin cu acest avertisment, cu această amenințare, dacă vede că Occidentul rămâne în continuare unit în jurul Ucrainei? Dacă ne ducem de fiecare dată la retorica Moscovei, ajungem la asemenea concluzii. De multe ori greșim în comentariile noastre, inducând ideea, iată, suntem în pragul unui război nuclear. Departe, departe un asemenea război nuclear care este tot distrugător. Acum ar trebui să discutăm problema armelor nucleare tactice, că vorbim de armele nucleare tactice. Este un gest mai mult politic, să-i spun politico-militar mai corect, pentru că reprezintă, pe de o parte, nu, un gest față de Lukashenko, iată, ești un președinte
care e sprijinit și pentru Belarus, pentru partea filorusă din Belarus. Noi, iată, vă garantăm securitatea și apărarea pentru că vom disloca pe teritoriul vostru și arme nucleare tactice. Pe de altă parte, cred că Federația Rusă a vrut să o ia înaintea Poloniei. Polonia de mult timp insistă ca americanii să disloce bombele nucleare tactice B-61 pe teritoriul Poloniei. Polonia este îndrăzneață. A costat-o prea mult istoria ca acum să nu se pregătească ca această istorie să se repete. Dizlocarea armelor nucleare tactice, care înseamnă încărcături nucleare pentru rachetele Iskander, se vorbea și de bombe de aviație, deocamdată n-am auzit că dizlocă și bombe de aviație, nu au un efect colosal pentru că vorbim de o lovitură la adâncimi de 500 de kilometri. Ori aceste mijloace sunt în mod sigur în Kaliningrad, pot să apară pentru că am avut imagini în Karelia, în apropiere de granița cu Finlanda, înaintea intrării Finlandei în NATO, de dizlocare de sisteme de rachete Iskander, nu știm dacă în zone erau dizlocate și focoase nucleare, folosirea acestora se va face numai, dacă se va face, numai sub controlul strict al Federației Ruse. Nu am date că Belarusul are în dotare rachetele operativ tactice Iskander, ca atare nu influențează în mod deosebit, să spunem, echilibrul de forțe la nivel nuclear între Federația Rusă și NATO, fără doar și poate. Problema armelor nucleare tactice ar putea să aibă o dezbatere mai pragmatică în momentul în care am vedea o contraofensivă ucrainiană de succes și o apropiere de Crimea. Consider că întotdeauna Crimea va rămâne linia roșie și n-aș exclude, deși și aici trebuie să analizăm foarte puternic o folosire a armei nucleare tactice de putere foarte mică în scopuri demonstrative. Însă folosirea armelor nucleare tactice într-un conflict de tip convențional este foarte atent supravegheată din două capitale, Washingtonul și Beijingul. Ca atare, problemele sunt extrem de complexe dintr-un asemenea punct de vedere și, dincolo de retorică, este foarte puțin probabil să credem că în acest război vor fi folosite armele nucleare tactice, repet, de putere foarte mică și cu efect distructiv. În rest, sunt dislocări și redislocări de forțe pentru acest echilibru. Pentru acest echilibru care, în definitiv, din punct de vedere armelor tactice, este în favoarea Federației Ruse, au peste 2000, Statele Unite ceva la 150, dintre care 100 dislocate în 5 state din Europa. În definitiv, Statele Unite au renunțat la armele nucleare tactice pentru că au gândit că armele convenționale de înaltă tehnologie pot să suplinească efectul acestora, ceea ce este un adevăr. Pe de altă parte, însă, vorbim de un echilibru nuclear strategic foarte apropiat între cele două forțe nucleare strategice ale lumii, Federația Rusă și Statele Unite, însă NATO este o superputere și nu greșesc când spun o superputere și din punct de vedere al forței nucleare, dar mai ales și din punct de vedere al forțelor convenționale, pentru că în Ucraina se demonstrează superioritatea tehnologiei occidentale fără doar și poate. Pentru că suntem la acest capitol al amenințărilor lansate de Vladimir Putin, liderul de la Kremlin a declarat de asemenea astăzi: Rusia va lua în considerare distrugerea avioanelor F-16 destinate Kievului, chiar dacă acestea vor fi într-o bază în afara Ucrainei. Credeți că, într-adevăr, Rusia ar putea ataca o bază dintr-o altă țară decât Ucraina? Dacă este o țară NATO, Rusia ar ataca NATO și și-ar semna condamnarea la moarte. Într-un asemenea scenariu, poate că și războiul nuclear ar fi posibil, dar ceea ce vă pot spune este că Rusia nu este într-o asemenea situație. Am văzut cu toții aroganța de la Sankt Petersburg a lui Vladimir Putin, care se simțea la acea reuniune alături de președintele algerian atât de bine și făcea declarații extraordinar de senine, ca pe vremuri, ca înaintea insucceselor din Rusia. Și asta pentru că ceea ce i s-a comunicat de către militari, ați văzut că nu prea mai vorbim despre Prigojin în ultima vreme, este că a fost un succes categoric
că superioritatea rusă pe teren s-a văzut. Iar Vladimir Putin primește informații numai din zona respectivă. Televiziunile rusești prezintă succesele ucrainiene de pe front ca fiind succese iluzorii, zonele ocupate ca fiind zone care nu au fost niciodată sub autoritate rusă și așa mai departe. Deci nu cred în aceste amenințări, așa cum nu cred nici în amenințările nucleare. În primul rând, nu era o noutate faptul că armamentul a ajuns în Belarus. Televiziunea Rusia 1 prezenta în urmă cu 5 zile un interviu cu Lukashenko și cu Oleg Vaskavaeva, care îl intervieva lângă rachete, rachetele se vedeau în fundal, și în care explica foarte bine Lukashenko că acele rachete sunt menite să protejeze Belarusul. Sunt rachete care nu au niciun fel de obiectiv ofensiv, doar în cazul în care Belarusul ar fi atacat, în acel caz ar fi folosit, eventual dacă ar fi atacat de ucrainieni, ceea ce vă dați seama că este absolut imposibil. Altfel spus, face parte dintr-o gesticulație, dintr-o retorică care încearcă să preseze opinia publică occidentală. Pentru că, sigur, unii spun că timpul e din favoarea lui Putin. Putin are o vârstă. Nu neapărat timpul în favoarea asta, dar speră că până în 2024 susținerea europeană pentru Ucraina să scadă. Surpriză! Cu excepția țării noastre, deja țărilor ortodoxe și Slovacia, care este singura excepție din zona centrală europeană, susținerea este imensă. În momentul de față este de aproape 75% a europenilor în favoarea ucrainienilor, inclusiv în ceea ce privește susținerea militară. Ultimul Eurobarometru de acum două săptămâni a fost categoric din punctul ăsta de vedere. Și când vă spun că e o problemă cu România, înseamnă că aici războiul hibrid a avut succese foarte mari și este responsabilitatea celor care se află la guvernare că s-a întâmplat acest lucru și că au cedat permanent în fața acestor atacuri care sunt inadmisibile pentru că interesele României sunt puse în discuție. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu eram în NATO și în Uniunea Europeană. Eu nu vreau să mă gândesc. Acest lucru vreau să spun și eu, nici nu vrem să ne gândim la acest scenariu. Domnule Ioan Stanomir, a obținut Vladimir Putin exact contrariul așteptărilor cu care a declanșat acest război? Sigur, războiul pe care Vladimir Putin l-a pornit urma să fie un război fulger, să transforme într-un război fulger, într-un război de uzură. Iar războiul de uzură, într-adevăr, este o sabie cu două tăișuri. El poate fi un avantaj, dar și un dezavantaj, pentru că nu numai Vladimir Putin are o vârstă, dar și sistemul politic pe care l-a gândit Rusia are o vârstă, în sensul că nu este un sistem care să reziste unor seisme politice și economice. Până acum, sancțiunile nu par ele să fi produse efectele scontate, în sensul că rezervele acestea de armament, chiar rudimentar al Federației Ruse, aceste rezerve sunt considerabile și mai mult decât atât și mai grav decât atât, Federația Rusă are suficiente coridoare prin care, de fapt, face ca sancțiunile să fie irelevante. Are un număr de state care, direct sau indirect, îi sunt prietene. Pentru că eu aș vrea să dau un punct aici. Vedeți, vizita șefilor de stat african la Moscova arată de fapt cum Federația Rusă profită de pe urma relațiilor țesute de Uniunea Sovietică de-a lungul decenilor, fiindcă în Africa de Sud, cei pe care Uniunea Sovietică a finanțat în timpul Războiului Rece sunt la putere, Congresul Național African și Partidul Comunist din Africa de Sud, restul țărilor africane care s-au aflat în pelerinaj la Moscova au fost într-un moment al istoriei lor, dacă nu direct apropiate de Uniunea Sovietică, ci obțin apropiate de socialismul de tip sovietic, încât se vede că Federația Rusă este, mai mult chiar decât ar dori președintele Putin să recunoască, succesorul de drept al Uniunii Sovietice și că a fost o foarte mare greșeală să subestimăm acest soft power cultivat de-a lungul anilor de Uniunea Sovietică. Pentru că Uniunea Sovietică și-a plantat un fel de candidați manciurieni în diferitele state. Aceste state au ajuns sub controlul acestor tovarăși, că domnii e greu să le spui, iar acești tovarăși întorc serviciu, pentru că a te duce într-o misiune de pace la agresor și la statul victimă este exact contrarul a ceea ce noi, de exemplu, în Europa... Gândiți-vă că România ar fi atacată și s-ar discuta ce am putea face noi pentru a opri conflictul.
Ce poți face la acești atacă decât să cedezi teritoriul? Că de fapt asta se subliniază în mod subliminal. Deci e greu de spus, dar președintele Putin cred că trebuie luat în serios și atâta vreme cât sistemul din spatele său va funcționa, pace cu Rusia nu va fi. Asta e situația. S-a alăturat discuției și domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. Vă mulțumesc. Domnule ministru, Putin s-a declarat dispus să discute cu Olaf Scholz și Emmanuel Macron, însă a precizat faptul că, citez, nu i s-a făcut nicio propunere. Joacă un rol, o nouă încercare de manipulare, că de fapt Rusia își dorește pacea, sau rușii au devenit atât de disperați că cu fiecare zi care trece de război, ei vor putea să ceară mult mai puțin la masa negocierilor și, într-adevăr, ar fi dispus să se așeze și acum, crezând că își pot securiza teritoriile ocupate? Pentru o înțelegere prealabilă care să poată forma obiectul unei negocieri în ceea ce privește o viitoare negociere, este nevoie de o condiție prealabilă absolut necesară, să se retragă, să oprească agresiunea, să se retragă din Ucraina. În acest moment, ucrainenii, Kievul, au anunțat cât se poate de clar, sunt trei cerințe pentru a se putea discuta despre o negociere, și anume, evident, retragerea Federației Ruse din Ucraina, din toate teritoriile ocupate, reconstrucția Ucrainei, folosindu-se inclusiv rezerve financiare în acest moment blocate și care au aparținut Federației Ruse, și al treilea, urmărirea și pedepsirea criminalilor de război. Nici Scholz, nici Macron, nici Biden, nimeni în această lume nu poate practic să ceară Kievului să-și retragă aceste solicitări și să dea curs unei anume flexibilități în ceea ce privește Moscova. Aceasta este problema de principiu. În egală măsură, Federația Rusă încearcă, într-un fel, să lase în offside Ucraina, spunând, noi vrem pacea, Occidentul vrea pacea, lumea întreagă vrea pacea. Și atunci, de ce trebuie să mai fie întreținută militar Ucraina? Sunt semnale pe care Moscova le transmite în perspectiva summitului de la Vilnius, al Alianței Nord-Atlantice, 12-13 iulie. Până atunci vom primi astfel de mesaje, într-o formă sau alta, încercând să construiască ceea ce a prioritizat din multe puncte de vedere mesajul Moscovei, un adevăr alternativ. Am înțeles că purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus practic dezideratul în ceea ce privește demilitarizarea, mă rog, a Ucrainei a fost atins. În acest moment noi ne luptăm cu Occidentul. Ucraina este un fel de război prin proxy. Sunt jocuri de mesaj. Într-adevăr, în fundal au loc o serie de consultări, dar plecând de la o premisă atât de simplistă, o cauză atât de complicată nu poate fi rezolvată. Până la negocierile propriu-zise, se fac totuși pregătiri pe plan extern pentru aceste negocieri? Evident, prospectează terenul. Sunt în acest moment discuții care, pe de o parte, urmăresc ca Ucraina în continuare să beneficieze de garanții de securitate, care nu neapărat înseamnă aderarea mâine la Alianța Nord-Atlantică. Blinken, care este ministru de externe, diplomat de pace, deci îl trimis ca și semnal pentru a avea un anume tip de atitudine, merge la Beijing, nu pentru a rezolva toate problemele. Între superputeri sunt zeci, sute de dosare, unele polemice, altele de cooperare, unde există interese convergente sau divergente. Blinken în momentul acesta probabil că încearcă să schimbe cu China agenda. Deci să prioritizăm temele care într-o formă sau alta ne apropie. Din această perspectivă, evident, și Ucraina face parte din aceste subiecte. După Blinken, se pare că atât conducerea trezoreriei americane cât și a Departamentului Comerțului vor face o vizită la Beijing. Deci, practic, se încearcă mutarea de la problema balonului la subiecte care, într-o formă sau alta, pot interacționa pozitiv în relația Statele Unite-China, evident având un impact ulterior și în legătură cu deciziile care se vor lua privind Alianța Nord-Atlantică. O altă informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Potrivit New York Times, distrugerea barajului Kakhovka de pe fluviul Nipru a fost cel mai probabil cauzată de o explozie care s-a produs în tunelul situat în baza de beton a construcției hidrotehnice. În interiorul acestei baze de beton exista un tunel tehnic accesibil din sala motoarelor, care, atenție,
se afla sub control rusesc. Practic, explicația coincide în mare măsură cu acuzațiile lansate de ucraineni la adresa rușilor. De cealaltă parte, dacă ne uităm la ce a spus Moscova inițial, aceasta susținea că ucrainenii ar fi fost responsabili de explozie, însă se bat cap în cap explicațiile tehnice, pentru că Kremlinul susținea că ucrainenii au folosit rachete. Domnule general, aceste noi informații cresc suspiciunile la adresa rușilor că ei s-ar afla în spatele exploziei? Cred că ne creează mai multe confuzii dacă vorbim de o explozie la baza barajului. Noi vedem, nu, viitura în partea superioară a barajului. Vedem distruse porțile. Am aflat că centrala hidroelectrică a fost distrusă. Nu, nu putem să luăm în calcul nimicirea prin rachete, că s-ar fi văzut, iar pe de altă parte nu pot fi rachetele atât de puternice și atât de precise, chiar dacă vorbim de muniție inteligentă, ca să realizeze dintr-o singură lovitură o asemenea avariere a barajului. Spun că este confuzie pentru că rușii, dacă nu aveau între controlul barajului, mai bine de două treimi din punct de vedere al securizării barajului, ca obiectiv militar, sigur că da, le aparținea lor. Ca atare este greu de crezut cum de ucrainieni ar fi reușit o acțiune de sabotaj atât de bine îndeplinită. Pe de altă parte, confuzia este și mai mare. Cei care sunt afectați sunt rușii. Le este afectat sistemul defensiv de pe malul stâng al Niprului. Nu mai pot să alimenteze cu apă Crimeea, nu mai furnizează energie electrică de la centrala hidroelectrică pentru zonele unde se făcea această aprovizionare. Și mai mult decât atât, cele mai multe victime nu sunt în zona malul drept, ci în zona malul stâng. Într-o anumită proporție, zona de pe malul drept este afectată dacă era avută în calcul pentru ucrainieni ca o zonă pentru forțarea Niprului. Mai mult decât atât, nu am imaginea clară a ceea ce înseamnă efectele viitorii a inundațiilor pe malul drept sau malul stâng, însă dacă prinzi un moment favorabil până la refacerea apărării pe malul stâng, ucrainienii ar putea să folosească direcția respectivă cu tehnică ușoară, să execute o misiune nu de forțare, că nu mai este apărat malul în perioada în zona respectivă, ci de trecere, dar cu brigăzi de infanterie ușoare, să realizeze poate chiar un cap de pod. Vom vedea. Ca atare este greu să ne pronunțăm dintr-un asemenea punct de vedere. Ca și responsabilitatea zonei aparținea rușilor, ca atare ei puteau cel mai ușor, nu, să-l avarieze ca să oprească contraofensiva, dar pe de altă parte, ca un paradox, consecințele sunt mult mai critice pentru partea rusă decât pentru partea ucrainiană. Ne vom mai concentra noi pe problematica legată de Nova Kahovka. Iată că n-a apărut niciun pericol legat de sistemele de răcire la reactorul, dacă nu mă înșel, un singur reactor ar mai funcționa la centrala nucleară de la Enerhodar, deci nu sunt probleme dintr-un asemenea punct de vedere. Cred că mai mult ne vom concentra pe Kherson să vedem dacă în Kherson se deschide o direcție de atac a ucrainienilor, pentru că se conturează deja, spuneam puțin mai devreme, aceste direcții atât în Zaporojie, la granița dintre Zaporojie și Donetsk și sigur în Donetsk și în Lugansk. Între timp, i-am văzut pe ruși că continuă acele atacuri la adresa civililor ucraineni. Sunt imagini cumplite, greu de privit, mulți ucraineni își pierd viața în aceste atacuri. De ce, domnule profesor, continuă rușii să atace civilii? Care este scopul lor? Pentru că ucrainenii au demonstrat că nu sunt un popor care să se sperie și să fugă și să renunțe. De ce continuă Putin această strategie? După un an și cinci luni de război, rezistența ucrainienilor începe să fie pusă la încercare. Nu a tuturor, dar vedeam, de exemplu, documentare pe televiziunile occidentale din Kiev, în care oamenii, pur și simplu, în timpul alarmelor, nu se mai retrag în zonele, în adăposturile speciale, pentru că nu mai reacționează sau sunt pur și simplu depășiți de situație. Deci vor să terorizeze rușii. Pentru că punea domnul general întrebarea de ce ar fi distrus barajul dacă morții sunt în zona de ocupație rusă. Pentru că nu le pasă.
pentru că pot să dea vina pe ucrainieni din punctul ăsta de vedere și pentru că pur și simplu nu le plac. Pentru că așa a făcut și Stalin. Puțin mai la nord, în cel de-al doilea război mondial, s-a întâmplat exact același lucru pentru a împiedica o contraofensivă germană. Acum este evident că obiectivul a fost militar, acela de a împiedica tancurile ucrainiene să meargă în zona aceasta, să le concentreze într-o anumită zonă în care aveau foarte multă apărare. Evident că există și riscuri, dar da, nu vor să lovească populația civilă. Gândiți-vă ce au făcut săptămâna trecută, vineri, în momentul în care delegații africane erau la Kiev, a fost alarmă. Aviația rusă și rachetele rusești s-au îndreptat spre Kiev. Au vrut să demonstreze că nu le pasă de absolut nimic, nici măcar de vizita africanilor, cei despre care domnul profesor Stanomir spunea foarte bine că sunt de fapt proruși, că au făcut o misiune, asta le-a și reproșat președintele Zelenski. Ei bine, a făcut o asemenea demonstrație spunând, noi suntem cei care decidem când omorâm, pe cine omorâm, pentru că avem acest drept. Suntem țară, membru permanent al Consiliului de Securitate, nimeni nu ne poate împiedica și ne vom urmări obiectivele până la capăt. Iar obiectivele nu sunt denazificarea și demilitarizarea Ucrainei. Obiectivul este distrugerea Occidentului. Domnule profesor Stanomir, au avut vreo șansă liderii africani, această delegație, numită delegație de pace, la începutul discuțiilor, să obțină vreo soluție notabilă? Eu cred că m-am exprimat destul de limpede. Credibilitatea acestei misiuni era foarte scăzută în ochii ucrainenilor. Această misiune a fost o misiune, în măsuri cuvintele, de propagandă, de care Federația Rusă s-a servit până la un punct, după care le-a arătat liderul african pe teritoriul rus cam câte parale fac în ochii rușilor. Adică, practic, rușii au și eu acest talent ca și sovieticii de a te folosi și de a te arunca la coș. Adică satisfacția lor este foarte mare. Ei pot omorâ civil, pot teroriza umanitatea cu război nuclear, pot distruge baraje. De ce? Pentru că, așa cum se spunea limbajul politic de la noi, pentru că pot. Pentru că sunt membri în Consiliul de securitate, pentru că arme nucleare și pentru că întreaga tradiție a statului rus și sovietic se bazează pe terorizarea propriului popor și pe terorizarea inamicilor. Doctrina militară a Federației Ruse, eu nu cred că are vreun capitol, speculez, în care să se distingă între ținte civile și ținte militare. Pentru că Federația Rusă a dovedit de un an și jumătate că tot teritoriul Ucrainei este populat de ținte militare. Ei nu cunosc ținte civile. Atunci când au atacat trenurile pline cu civili, atunci când au violat și au îngropat morții în grop comune, cum făcea și Stalin, acelea sunt ținte civile sau ținte militare? Adică, vedeți, dacă i-am întrebat pe români, pe baltici, pe polonezi, ei din ce categorie au făcut parte? Morții de la Fântâna Albă, cei mitraliați de sovietici, erau ținte civile sau ținte militare? Ofițerii de la Katyn erau ținte civile sau ținte militare? Răspunsul este simplu. Când ai de-a face cu un stat terorist, cu un stat dictatorial, cu un stat totalitar, cu un stat criminal, viața omenească nu valorează nimic, iar viețile omenești ale rușilor și ale ucrainilor nu valorează nimic pentru Vladimir Putin. Tragedia pentru noi este că poporul rus pare să fie în continuare dispus să crediteze acest regim. Marea dezamăgire a noastră, a spune, a națiunii occidentale, este că nu apare acea fractură mai puternică între dictatorul de la Kremlin și supușii lui. Aceea este problema. Și este o problemă de care, îndrept să spun, Rusia, pe care nu va putea ignora odată ce războiul se va termina. Fiindcă, ca și în cazul germanilor, se vor pune la un moment dat niște întrebări destul de delicate cu privire la momentul în care națiunea ta bombarda civili și tu te prefeceai că nu se întâmplă nimic. Aș dori să discutăm și despre declarația liderului Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, legată de aderarea Ucrainei la NATO. A spus Joe Biden, citez, nu vom face mai ușoară intrarea Ucrainei în NATO. Cum vedeți această poziționare? Tema este legată de război. Câte vreme un stat, Ucraina, are un război în desfășurare pe teritoriul său, provenind dintr-o agresiune, complinirea standardelor tratatului de la Washington, care stă la baza funcționării Alianței Nord-Atlantice, este una într-adevăr problematică. Dar, din punct de vedere al garanțiilor de securitate pe care, după Vilnius, Ucraina le va primi, aici se pare că există consens.
cât de profunde vor fi din perspectivă militară, din perspectivă politică sau diplomatică, vom vedea. Încă se discută, încă se negociază. Sigur că și situația din teren în următoarea lună va influența dezvoltarea unui consens din acest punct de vedere. Garanții care, mă rog, acum enunțiativ, se discută, de exemplu, ca Ucraina, care a mai primit și în 2008 la București un refuz în ceea ce privește mapul, parcursul spre integrarea în NATO, să fie scutită de acest pasaj, de această etapă, la fel ca Finlanda și Suedia. Deci există deja un precedent. În al doilea rând, garanțiile de securitate înseamnă și acorduri defensive, de exemplu, cum are Israelul cu Statele Unite, în condițiile în care Ucraina ar fi amenințată, la un moment dat, bilateral sau chiar la nivelul Alianței Nord-Atlantice, să existe o reacție rapidă, o reacție imediată, fără a fi o intervenție militară de facto. Deci sunt multe variante, în orice caz nu va fi lăsată Ucraina fără un sprijin corect, un sprijin concret. Pe de altă parte, așa după cum arată situația în acest moment, nu se poate pune problema ca de pe 13 iulie forțele NATO să stea față în față cu cele ale Federației Ruse, pentru că ar fi, din această perspectivă, un câștig pentru Federația Rusă. Domnule general, rușii recunosc avansul ucrainenilor în zona Zaporojie. Care sunt estimările dumneavoastră pentru perioada următoare? La ce să ne așteptăm? Cum va evolua această contraofensivă ucraineană? Să ne așteptăm că vor continua acțiunile pe direcții, inclusiv pe direcția sud, undeva aproape de orașul Orihiv, înspre Malatov. Tomașca, satul pe care au reușit să-l cucerească, nu merg foarte mult în adâncime, mă refer la direcția sud, este o tatonare pe linia de contact, nu sunt concentrate forțele lor principale, deși se regăsesc cele mai multe mari unități și cele mai de elită pe această direcție. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe zona unde au succes, sau mai degrabă pe zonele. Au succes în apropiere de Vuhledar, în zona Velika Novosilka, au cucerit aproape 6 localități, continuă să le cucerească, e vorba de sate, probabil vor să-și asigure o bază de plecare la ofensivă mai puternică înspre Vuhledar. Dacă reușesc, Vuhledarul încep să amenințe și Marinka și Avdiivka și de aici se pune problema dacă rușii rezistă în continuare pe Donețk. Ar fi și o putere de simbol dacă, spre exemplu, ar cuceri Donețk cu simbol mai puternic decât a cucerit Bahmutul, Donețkul fiind, nu, capitala unei regiuni secesioniste după invazia din 2014. Ar fi o demonstrație că recuperăm teritoriile nu numai pe cele invadate în 2022, dar și pe cele în 2014. Bahmutul am analizat puțin mai devreme, încep să se miște, e o metaforă, încep să acționeze ofensiv și în zona Kremina, în zona Luganskului. Sigur că aici analiza ar spune că s-au dus pe prea multe direcții. Unii spun, analiștii occidentali, că e o greșeală. Consider că nu este o greșeală, ci este o modalitate de, îi spunem, cercetare prin luptă, dar mai de amploare, pentru a identifica cele mai bune direcții de atac și atunci de dezvoltarea contraofensivei. Au mai multe date, de exemplu, în zona de sud, unde sunt aliniamentele cele mai bine pregătite pentru apărare și acolo să-și concentreze efortul, iar pe de altă parte îi pun pe și într-o situație destul de dificilă. Ei nu pot să-și miște rezervele pe o direcție sau alta, pentru că au și ei rezerve, pentru că n-au identificat zona efortului ucrainienilor. Ca atare, ne așteaptă o vară lungă, să sperăm că vor menține această câștigare a inițiativei, să sperăm că vor avea un ritm de ofensivă mai bun, și aici sunt unele critici, se vorbește de câteva sute de metri, n-ar avea nicio semnificație dacă merge la un kilometru și jumătate mai mult înseamnă ceva. Am văzut o analiză a unui fost general ucrainian în activitate, el este încă general, care spunea da, pătrunde de un kilometru și jumătate pentru că se atinge prima linie a primelor companii ale batalionului, dar trebuie să se ajungă și la eșalonul 2, adică am dezvoltat prea mult subiectul din punct de vedere al artei operative, dar aceasta reprezintă o realitate, pentru că nu poți să cucerești, de exemplu, poziția unui batalion
batalion trecut la apărare dacă n-ai cucerit poziția companiei din adâncime, din eșalonul 2. Și acesta este un prim aliniament de apărare, pentru că mergi în adâncime și te lovește un al doilea aliniament de apărare. Ca atare, trebuie să manifestăm o analiză echilibrată pentru ambele părți, să nu vedem un succes pe care îl conturează ucrainienii. Pe de altă parte, să nu plecăm și de la premisa că rezistența pe anumite direcții a rușilor este chiar inexpugnabilă. Pe de altă parte, și am să mă opresc aici, e o problemă destul de complicată a ucrainienilor, pentru că ei trebuie să dezvolte acțiunile militare în condițiile în care rușii au învățat să aplice mai bine războiul electronic și îl aplică bine împotriva sistemelor de drone pe care le au ucrainienii, iar pe de altă parte, știm cu toții, ucrainienii au o resursă de aviație foarte limitată pe care nici nu au folosit-o până acum. Ce mai au ei din MiG-29, din Suhoi 24, Suhoi 27, elicoptere și așa mai departe, în mod sigur o pregătesc să o folosească pe momentele critice, fiind conștienți că anul acesta Ucraina nu va avea aviație occidentală. Ca atare, în mod sigur, vom avea o vară lungă, o vară fierbinte, la propriu și la figurat. Să sperăm că ucrainienii își vor menține, repet, acest ritm de ofensivă chiar scăzut, creează și el probleme rușilor fără doar și poate. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analize și pentru informații. Doamnelor și domnilor, revenim în doar câteva momente când discutăm despre regulile stabilite la Bruxelles pentru inteligența artificială, care, atenție, vizează una dintre cele mai populare aplicații social media din rândul românilor. Revenim imediat.